Dacă te rog din tot sufletul să mă ajuți să înțeleg dacă am hulit sau nu. L-am înjurat pe Duhul Sfânt. Am vorbit urât de Dumnezeu, că nu a făcut ce trebuie pentru noi, că nu a fost capabil. Aveam zile când îl respingeam pe Iisus, mă pocăiam, iar îl respingeam și toate astea erau la interval de 2 sau 3 ore. Însă, nu am considerat niciodată că minunile lui Dumnezeu sunt făcute cu magie satanică. Nu am atribuit niciodată satanii meritul minunilor lui Isus. Nu l-am recunoscut niciodată pe satan ca stăpân. Am hulit sau nu pe Duhul Sfânt? Mă întrebi așa pentru că știi că în Biblie scrie că orice păcat va fi iertat, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat. Și atunci te gândești că ai hulit împotriva Duhului Sfânt și nu vei mai fi iertat sau iertată niciodată. Ce să-ți spun, dragul meu? Ai făcut lucruri foarte grave. Toate cele care le-ai spus sunt lucruri grave și nu-ți pot spune că ești ok, totul e ok, totul e bine, merge înainte, totul va fi bine, nu, asta se bude carașo, că la Rusca Radio aici, la noi în Moldova, ei spun, dar nu-ți pot spune vorba asta că totul va fi bine, pentru că ai comis lucruri extrem de grave și trebuie să te aștepți la consecințe tot atât de grave, pentru că Dumnezeu spune să nu iei în deșert numele Domnului, că El nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Domnului. Toate faptele acestea care le-ai făcut, astea au luat în deșert numele Domnului și El îți spune că nu vei rămâne nepedepsit. Pedeapsa vine, pedeapsa urmează. Eu însă ce te sfătuiesc să faci? Vino la Dumnezeu acum, pocăiește-te din toată inima, ține-te strâns de Dumnezeu. Pocăiește-te din toată inima, cere milă și iertare de la Dumnezeu și fii gata să rabzi oricare n-ar fi consecințele, dar orice n-ar veni, orice încercări, orice probleme, orice consecințe și pedepse nu va trimite Dumnezeu în viața ta, ține-te strâns de Dumnezeu ca să moștenești împărăția Lui, ca să intri în împărăția Lui. Și acum grăbește-te să te împaci cu Dumnezeu, să fii copil de Dumnezeu, să urmezi învățătura Lui în toate, caută să citești Sfintele Scripturi, să trăiești așa cum este scris în Sfintele Scripturi, ca să poți intra în viața veșnică. Dar încă o dată îți amintesc, consecințele nu le poți anula, pregătește-te, în viața ta vor veni consecințe grave. Consecințe grave să le înduri cu răbdare, să treci cu răbdare prin ele până când vei intra în împărăția cerească.